doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată, în șirurile interviuri realizate de Radio TV Oltenița, a venit rândul și unui domn special din municipiul nostru, este vorba de domnul Ion Jeres, Jenică, cum îl cunosc prietenii, un domn care a făcut ceva pentru municipiul Oltenița, un lucru extraordinar pe care noi vrem să vi-l aducem la cunoștință. Acest fapt s-a întâmplat înainte de Revoluție, deci pentru tânăra generație acest lucru va fi extraordinar de interesant, pentru că e vorba de o construcție navală făcută de domnul Jeres în șantierul naval din Oltenița, unde a lucrat și domnia sa. Acum a lucrat înainte majoritatea oamenilor din șantierul naval, pentru că astea erau și din municipiul Oltenița, era locul de muncă care ca o casă pentru mulți dintre oltenițeni, iar domnia sa a reușit să facă un lucru extraordinar pe vremea comuniștilor, ca să zicem așa, să construiască. Pentru că e constructă naval la bază, o să aflăm despre, o să tragem de limbă, cum se spune, să ne spună despre domnia sa cât mai multe, a construit un mic balcon, așa zic eu, de ce bal întâi, un nume pompos, ca să zicem așa, dar în sfârșit a fost de mare impact, un mini-act, ca să zic așa, un act mai micuț, care a pornit într-o călătorie în jurul lumii. Asta a fost inițiativa. Da. Haideți să ne vorbim întâi, după ce am sănit curiozitatea telespectatorilor noștri aici la Radio TV Oltenița, să ne vorbiți un pic despre dumneavoastră, domnule Jeres, și să începem ca vorba cea, care era întrebarea celebre. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Ion Jeres? Despre mine, țin, nu am de povestit prea multe. Sunt născut în Galați, în Galățean, deci. Galățean, tot pe malul Dunării, tot cu... Și de atunci am avut mare pasiune pentru, trăind pe malul Dunării, am avut pasiune de mic copil pentru construcții navale. Lucru care s-a materializat atunci, copil fiind la Casa Pionierilor, înscris la cercul de navă modele. În Galați. În Galați, da. Și am urmat pași cu pași, terminând liceul, am dat la facultate, la Institutul Politehnic. Acolo, iarăși, dragostea pentru nave m-a îndrumat pentru secția de nave și instalații. Ați avut familie pe cineva care a lucrat? Nu a lucrat, dar în schimb taică-mea a avut o pasiune pentru mare, în sensul că el la 16 ani a fugit de acasă și s-a urcat pe navă și a colindat până la vârsta de 32 de ani, a fost embarcat pe navă. A fost embarcat pe nave la 32 de ani, s-a dat... Pe sau mare, am luat până în America, am povestea... Da, păi seama, dar dacă sigele apă nu se face, Exact. A avut... am crescut cu poveștile lui. Bun, ați ajuns la facultate. Și am intrat la facultate la construcții navale. Am făcut construcțiile navale, o facultate destul de dificilă, dar foarte frumoasă. Se făcea pe timp 6 ani pe timpul ăla. Și am fost repartizat la Oltenița, la șantierul naval din Oltenița. Atunci aveam un loc de muncă, fiecare cine termina facultatea avea un loc de muncă. Era asigurat, era cu repartiție, da, dar într-adevăr veneam în secția de construcții navale, era unică în țară și am terminat 26 de ingineri în anul ăla și am fost repartizat pe căprării, unul la Constanța, unul la Cutare și unul la Oltenița. Am fost eu repartizat și aici mi-am început treaba. Într-adevăr, am lucrat la șantierul naval Oltenița și încet, încet am intrat în rutina șantierului, dar totuși mă frământa să fac ceva deosebit, să fac ceva mai ieșit din... Și așa am început în anul 1985 și am zis, băi, ia să construiesc eu o embarcațiune. Nu mă gândeam... Deci vă rog de călătorie. Exact. Și hai să mă apuc să fac, să fac această embarcațiune. Într-adevăr, m-am apucat fără... Știți că vă întrerup, pentru că vorba aia, am trăit de aceste evenimente, în oraș, ca o persoană neutră, se vorbea că avem o nebună în ghilimele de derivare, că avem un nebun în șantierul naval, care vrea să facă un vapor. Să fiu cinstit, totuși, eu am avut pasiunea construcției. Nu m-am gândit
niciodată că vom face această, această nebunie. Nebunia de unde a venit? Tot în perioada aia ce am citit, mi-a căzut în mână o carte al scriitorului Radu Teodoru cu haihui în jurul lumii, ceva genul ăsta. Ei, și el la sfârșitul cărții spus că a avut acolo la o încheiere, a spus că cei care sunt pasionați de construcții, de iachturi, de cutare, care fac și nu știu ce, să scrie și să, să corespondăm, să discutăm. Era și eu pasionat de cei care au acest sejn. Bun, o să ajungem și acolo, pentru că a făcut parte din echipaje. Da. Cum, să luăm așa, în mod cronologic. Deci, ați spunit ideea, de ce aprobarea ți-a avut nevoie? Cum? Pentru că știm foarte bine corect, părerea. Corect, corect, corect. Da. Deci, în momentul șantier, cine v-a sprijinit din cadrul șantierului, Navar? Deci, cum ați făcut? A suportat financiar partea deci, nu, de vapor? Deci, care a fost ideea? Într-adevăr, sprijinul l-am avut din partea șantierului, dar neoficial. Oficial am avut sprijinul... Păi, tot materialul care s-a făcut vaporul de unde era? Oficial am avut sprijinul de la Casa Pionierilor, a domnului Sima, care era, era directorul la Casa Pionerilor, i-am explicat, mă, uite așa, vreau să fac, vreau să cutare, și după aia o să ne plimbăm cu pionierii, o să ne cutare. Și mi-a îmbrățișat ideea și să mi-a dat posibilitate să fac acolo la, la Casa Pionerilor. Materiale la Casa Pionerilor. Materiale m-au sprijinit șantierul. Asta vreau. Da, deci materialul, m-a sprijinit șantierul, am luat de acolo din șantier materiale, cutare, table, cutare, nu știu ce, nu știu. Deci cum agricul a prins concur la Casa Pionierilor, în parc. Casa Pionierilor, nu, în parc, în, avea, în, spate, în vecinătate cu Mara Dunării, care era în curtea la Mara Dunării, dar legătură, toate materialele le țineam la Casa Pionierilor și așa era pe atunci, la partid, trebuia să explici, bă, ce trebuie să faci. Ce faci, exact. Și atunci eu aveam această acoperire cu faptul că fac pentru Casa pe Pionierilor, fac o embarcațiune, cutare, nu știu ce. Nu le-a spus ce avea trebuie să faci cu ei. Sau nu va veni nimic atunci? Nu, dar deci eu nu știam că o să fac asemenea treabă. Haide, bun, e interesant. Continuă. După ce i-am scris lui Radu Teodoru, Radu Teodoru... I-a spus că aveți vaporul făcut? Nu era făcut. A, nu era. Deci atunci îl construia. Atunci îl construia. Și într-adevăr era corpul făcut cam 60%, 70%, era, apărea deja corpul. Când a venit Radu Teodoru după vreo lună de zile, deja corpul era 90% gata. Dar numai corpul, carcasa de metal. Am înțeles. Ei, când a venit Radu Teodoru și când a văzut, s-a urcat, s-a uitat cu tare. Și mi-a spus, domnule, noi cu asta putem să facem ocolul lumii. Ei, atunci ai m-a zis, domnule. Vizionat, zic, măi, zic, domnule, zic, zic, eu n-am împotrivă, eu ca inginer răspund de construcția navei, ca să poată să facă această treabă, dar restul realizările trebuie să le obțineți dumneavoastră. Dacă era securitatea pe fir, cum să pleca, ajungem și acolo. Era, deci, toată treaba răspunderea lui. Și el a spus, da, hai, uite, și a fost ca un pact atunci, a spus, tu ocup de construcția navei, eu mă ocup de aprobări. Gata, bine, ne-am apucat. Și, într-adevăr, m-am apucat, am construit nava, tot așa, în continuare, cu sprijinul șantierului, era Bozeanu în perioada aia director din șantier. Și... V-a sprijinit și domnul Bozeanu. V-a sprijinit și domnul Bozeanu. Da, sigur, categoric. Și am construit nava, am dat-o la apă. În momentul în care am dat-o la apă, am înscris-o, normal, era înscrisă pe numele meu, că eu eram proprietarul navei. Am dat-o la apă. E, în momentul ăla a intervenit Radu Teodoru și a spus, gata, bă, uite, ne apucăm și facem și dregem, am obținut aprobare. Și a venit și el, i-a spus, bă, de acum ce înseamnă arborada, toate, tot ce, ce înseamnă chestiile astea, trebuie să intrăm și noi, să ajutăm și noi. Da, 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 să ajutăm și noi. Și, într-adevăr, a stabilit echipajul. Asta vrea să ajungă. Da, da. Păi ce credeți așa, nu? Radu Teodoru, fiind comandantul acestei expediții, el și-a rezervat dreptul... A ales oameni specialiști, putem să-i specificăm? Oameni specialiști? Da, 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 da. Deci, nu erau... am fost cu un, cu un băiat, Puiu Olteanu, cu care mai fusese cu Radu Teodoru în alte expediții și
l-am numit pe el secund. Da. Eu aveam partea de mecanică de motor de cutare, am avut un băiat, un profesor, Trelea Sorin, era el din, din nord, din Moldova, din, mă rog, el era profesor de biologie și el a primit sarcina să fie bucătar și medic în, în echipaj. După aia am avut pe un alt băiat, Nelu Gheorghiu, care era pilot de meserie, pilot de, dintre ăsta, de aeroplane, de cutare, de... și el era compus de navigator, care știa să stabilească prunul, da, să, da, 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 să stabilească cutare, să nu știu ce. Și l-am avut de, de la televiziune, l-am avut pe Ladislau Aladiț, care a fost delegat din partea televiziunii să facă un film cu această tentativă a noastră de a face Ocolo, Ocolul Lumii. Deci am fost 6-5. 6-5, 6 persoane. Care a fost, vreau să spun, la ce dată ați avut lansarea oficială aici, în Oltenița? Deci lansarea oficială a fost puțin greșit făcută. În ce sens? Pentru că Radu Teodoru e, e fost militar și era da. Strict foarte... Și el încă din când ne-am cunoscut și când am hotărât să facem ideea, a stabilit că pe parcă 10-20 iunie, cam așa, a stabilit de atunci că pe 20 iunie trebuie să plecăm. Bineînțeles, ca să fim gata pe 20, au apărut niște chestii, niște treburi putare, și n-am putut să fim gata chiar pe 20 iunie. El nu concepea că, dacă a spus pe 20 iunie, el pe 20 iunie a trebuit să face... Rigid, militar. Și de, da. Și de aceea am făcut, am făcut această plecare de aici, dar în care, momentul în care noi nu eram complet pregătiți. Nu făcusem nici măcar o jumătate de oră de probe. O știm că la orice navă, faci probe. Trebuie să faci probe pe loc, trebuie să faci probe în marș, trebuie să faci... Noi am făcut fără niciun fel de, fără niciun fel de probe. Cine era să vă adică era inginerul tehnic. Da, 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 da. Aia, aia m-a de... Eu n-am avut cuvânt de spus pentru că, într-adevăr, el a făcut o, a făcut o, o atmosferă și o publicitate extraordinară. Probabil că s-a, s-a văzut, o să vedeți și din poze, a fost extraordinar de multă lume. Am văzut venită aici. Era prim secretar Șurianu, parcă. Era Șurianu oficialități. Oficialități. Au venit niște amirali care ne-au încurajat, care cu tare am avut... Am văzut câteva poze pe care o să le prezentăm pe site, să le vadă respectatorii. Și vă spun, încă o dată vreau să subliniez sprijinul pe care l-am avut, inclusiv a domnului Fureș, care era primul secretar al județului, m-a chemat, el m-a chemat personal, când mai eram încă 2-3 săptămâni ca să plecăm, și mi-a spus, Jele, stai aici jos și te rog să-mi scrii pe hârtie ce mai ai nevoie. Și am făcut un plan de măsuri în care am spus, nu trebuie aia, și am zis, trece la acolo pe cojoacă. Trebuie aia, trece la acolo pe Șurianu. Trebuie aia, trebuie. S-a implicat extraordinar. S-a implicat extraordinar în treaba asta și într-adevăr am avut un sprijin extraordinar. Partea proastă care a fost, că a fost și o parte proastă, este că și toată lumea se interesa ce mai avem nevoie, ce... Dar nimeni nu-și punea problema că noi plecăm, vrem să plecăm în jurul lumii. Vrem să plecăm în jurul lumii. Băi, dar oamenii ăștia au niște bani și ei au cu ce să-și plătească intrarea în porturi, cu ce da, să-și plătească casarea, masa, cu tare, nu știu deci ce. Deci probleme financiare... Probleme financiare nimeni, nimeni nu ne-a. Ne-au venit din apartid, ne-a verificat, băi, ce cu tare, securitatea nu mai spun, ne-a verificat. Aprobarea de la securitate cine a luat? Tot Teodoru. Deci Teodoru a luat aprobarea de la securitate, el are o casă de vacanță în Grădiștea de Giurgiu, unde era și școala de securitate și era Pleșițe, comandantul, da. Așa, și el a intervenit la Pleșițe, Pleșițe ne-a intervenit la Elena Ceaușescu,
Și Elena Ceaușescu ne-a dat o hârtie pe care scria că lumea scriitorilor organizează cu tare, nu știu ce, nu știu cum, și să fac să ne sprijine. N-a spus că niciodată că veți rămâne pe acolo? Da. Nu suspectați de treaba păi, asta. Asta trebuie să spunem da. De asta. Și... plecați cu toți, era da. Un lucru mare. Și a fost o treabă... N-ați avut niciun secund de la voi? Probabil, cum fi fost, nu știu, cert este că era aici la Unteniță, era Nicu Petrescu, era Dumnezeu să-l ierte, era șeful securității și îmi spunea mereu, avea grijă la 2-3 zile să vină la urechi și să-mi spună Jenică să nu cumva să rămâi că mă nenorocește, că mă nenorocește, stric familia, stric cu tare, stric nu știu ce ai grijă. Băi, Nicule, ai toată încrederea că suntem oameni serioși, dacă am plecat la o treabă, am plecat la o treabă să facem o treabă frumoasă, nu să... Într-adevăr, și acolo, în Turcia, când ne-au văzut cu drapelul, cu cutare, cu nu știu ce, au venit mulți români și ne-au întrebat cum ați reușit să fugiți. Cum ați reușit să fugiți? Deci plecăm, deci toate au fost bune, cu banii cum ați rezolvat-o, că mi-a zis că n-ați deci banii am avut, am strâns fiecare și nu o să vă fine să credeți, dar am pus mână de la mână și am plecat cu 150 de dolari. Ăștia au fost toți banii noștri care... O, dar voi să plecați cu dolari în țară. Știa, i-am băgat și noi pe toate buzunarele, pe toate cutare. Nu știu ce, nu. Ăștia a fost în condițiile în care în Buiuca, da, deci într-un port de iacturi, te costă 2 dolari pe ora staționare. A fost tare. Da. Dai seama, haideți să vorbim. Deci ați plecat din portul Oltenița cu fast, cu... Deci acolo am avut chiar un rateu acolo, în momentul în care am plecat, era și un timp extraordinar, bătea vântul și putare, era un timp extraordinar de prost. Și în momentul în care am plecat de acolo, ne-a luat vântul și ne-a dus în sârmele care lega pontonul. N-am mai putut să ieșim de acolo, da. Ne-a luat șalupa căpitănii și ne-a scos din treaba asta și am făcut și noi așa o plecare frumos până la în bazin. Și în bazin ne-am întors înapoi, am intrat în bazin și am început să facem tot, trebuia să facem probele, trebuia să facem tot. De-aia am spus, plecarea oficială a fost frumoasă, a fost cu tare, dar... plecarea reală, da. Și după aia, după 2 săptămâni, cam așa, am plecat real, cu spre mare. Și ați acostat unde, la Galați sau la deci, nu, am plecat pe direct pe canal, Da. Și în portul Agigea am acostat. La Ecluză, acolo. La portul Ecluză, la Ecluză, acolo, după Ecluză am ieșit din ea și am ieșit pe mare. În momentul în care am ieșit pe mare, am intrat în portul Tomis și acolo iarăși am staționat, am acostat vreo săptămână pentru că trebuia să punem busola la punct, să o compensăm, să facem compensarea, să facem formele cu grănicerii, să facem injecțiile pentru că, o să ziceam, o să ajungem în țările vaccinările alea care trebuiau făcute. Și acolo am stat vreo 2 săptămâni, cam așa ceva, când am făcut toate chestiile astea. Ei, am făcut și ceva aprovizionare, în sensul că am plecat cu niște conserve. Conservele le-am avut într-adevăr, a fost o firmă care ne-a sponsorizat. Erau niște conserve foarte faine, hamurile alea cu carne presată, dar era foarte, foarte faină. Și am avut conserve intrare, după am avut de la unguri, ne-au dat niște conserve de gulaș. Și am avut vreo 200-300 de conserve le-am băgat în navă acolo și da, a fost, însă în schimb ți-am spus, lipsa banilor era total. Cu ce am mai fost ajutați, probabil tot de la cineva a dat o radiogramă în care către toate navele comerciale care era posibil să le întâlnim în zonă, să știe de noi și noi să apelăm la ei și să ne dea deci, provizii, cutare, motorină, ce mai avea nevoie. Da. Deci, într-adevăr, chestia asta ne-a ajutat. Am făcut vreo 2 acostări undeva în Egee.
Am avut vreo două acostări cu nave de traseu. Care a fost itinerariul? Ați plecat din Tomis. Deci am plecat din portul Tomis și am făcut traversată până la timp portul Bosfor. Bun, timp bun? De, la dos, da. La timp am avut, la plecare am avut un timp foarte bun. În schimb, am avut o problemă cu busola. A fost, nu știu care, nu pot să știu de unde a fost greșeala, dar cei care au venit să ne compenseze busola, că întotdeauna această busolă trebuie, când este montată pe o navă de metalică, există un câmp metalic care influențează. Și atunci el trebuie să compenseze în așa fel încât să le... Ei, n-au reușit să compenseze această busolă. Și în schimb ne-au dat un grafic, aveți grijă că la 15 grade aveți abatere 2 grade, la 30 de grade aveți abatere 3 grade și rămăsese că ne-ai calculat. Păi asta înseamnă mult. În Oceanul Atlantic, dacă ajungeam, cred că ne învârteam așa. La o asemenea traversare, dar n-am ajuns. Ei, și dar de unde s-a văzut această greșeală de la busolă a fost faptul că noi am plecat cu Constanța, am pus cap compas Bosfor și nu ne-am apucat să mergem pe malul mării, și ne-am dus să traversăm direct la Bosfor. Ei, și la 180 de mile cât este până la Bosfor, am avut abatere vreo 70 de kilometri. Deci noi în loc să ieșim la Bosfor, am ieșit undeva mai aia și am trebuit să mergem după aia pe malul turcesc până să ajungem la Bosfor și să intrăm pe Bosfor. Ce spuneai? Ne-a derutat. Și de aici a fost primul semn de întrebare, zic, văd, dar ce facem în Atlantic? Dacă noi la 180 de kilometri am avut, 180 de mile, am avut 70 de kilometri, la atâtea mii de mile ce facem? Da. Ăla a fost un semn de întrebare. Al doilea semn de întrebare a fost în momentul în care am intrat în port, în Buiu Cada, că în portul Buiu Cada trebuia să facem intrarea pe teritoriul turcesc. Trebuia să facem pașapoarte, cutare, nu știu ce. De acolo ne-a cerut $2 pe oră. Voi aveți 150. Da, noi aveam $150. Ce să mă zic, imediat cutare, nu știu ce. El luăm actele repede la capitanie, el repede semnează, repede cu taie, ne-am urcat și imediat să plecăm. Nu mai stăm, dar am zis, am plătit $2 că trebuia să plătim mai aia și am dat drumul mai departe. Deci am plecat de la Buiu Cada, după aia am făcut Marea Marmara, am decurs foarte frumos, a fost foarte fain. Și am mers în continuare fără oprire, că noi așa ziceam că băi, trebuie să ne ținem de... Eram hotărâți să facem această expediție și... În Dardanele imediat după Dardanele am făcut o interceptare cu o navă a Navromului, care ne-a luat la cravată. Și ne-a mai aprovizionat cu niște motorină, cu niște ouă. Deci noi duceam foarte mare lipsă de hrana asta proaspătă, că n-aveam acolo, n-aveam frigider, n-aveam cutare, îți dai seama, vreme să țin întrebările astea. Ne-a dat niște ouă, cel mai fantastic a fost două cofraje de ouă care le-am savurat extraordinar, niște salată verde, niște chestii între astea, a fost o chestie. În rest, noi asta, mâncam conserve. Vă dați seama că o lună jumate câte... Dar legătura cu radio, nu înseamnă cine ați mereu legătura. Aveam o stație de radio care bătea într-adevăr și am avut sprijin că am intrat pe rețeaua celor radioamatorilor. Da. Și prin ei țineam legătura care și ăla prin telefon lua legătură cu familiile și vorbeam cu familie, bă, sunt bine, bă, zic, uite, au ajuns pe acolo. Cum era tehnica în vreme. Da, exact. Ei, dar totuși, în momentul în care am plecat și când am văzut că avem și problemele astea, și că, în primul rând, faptul că nu avem bani, am zis, chiar ne-a încolțit ideea, deși Radu Teodoru, a încolțit ideea și a spus, bă, facem și noi o ieșire pe Marea Egee, pe Marea Mediterană, cât ne ține buzunarele, cât ne ține... Dacă ieșeați în Atlantic?
Nu aveam putere să ieșim în Atlantic, ți-am spus de ce, nu aveam nici partea financiară și nici partea cu busola, care era Care a fost motivația principală a întoarcerii voastre? Deci ăsta a fost. Faptul, în primul rând, că n-am avut niciun bani. Da. Deci nu a fost un ordin din țară, că am înțeles că a fost un ordin din țară care v-a chemat. Din contră, vă spun, să povestesc cum ce să fie frumos. În timp ce lucram la navă, îmi primesc, mai era cam vreo lună de zile până la plecare, primesc un telefon de la Radu Teodoră și îmi spune: Jele, te urci în mașină și te duci la Călăraș, la Pașacu, să-ți iei pașaportul. Zic, ouăle, gata, soare, bravo, nu știu ce, și m-am urcat în mașină și m-am dus la pașaporte la Călăraș. Mă duc la pașaporte la Călăraș, era domnul Calciu, era șeful pașaportelor și parcă îl văd, intru înăuntru, el vorbea la telefon. Nici n-a vrut să se întrerupă și a zis, ce? Și plec. Eu plec. De unde? În jurul lumii. În momentul ăla a scăpat telefonul din mână. Și a zis, ia zi, dragă, zici despre ce e vorba. Păi zice, uite, așa, cu scriitorul Radu Teodoru, zic, vrem să plecăm în jurul lumii. Și tu ești scriitor? Și nu, eu nu sunt scriitor, eu am construit navă. A, tu ai construit o navă ca să pleci, nu? Zic, am construit o navă și scriitorul Radu Teodoru a zis că putem să plecăm, să nu știu ce, nu știu cum. Dom'le, în momentul ăla, cred că Calciu a zis, bă, ăsta nu prea e sănătos, dar hai să mă port cu frumos cu el, să nu-mi dea cu ceva în cap, să nu-mi dea cu tare, nu știu ce. Și mi-a zis, da, drag, nici un fel de problemă, stai liniștit, du-te acasă, că te rezolvăm, îți dăm pașaportul. Bineînțeles, am plecat, m-am vândut acasă și seara mi-a dat telefonul Teodoru, ai luat pașaportul. Domnul Teodoru, domnule, cum se iau telefonul, domnule, omul ăla nu știa nimic despre ce-i pașaportul. Cum se iau pașaportul? Domnule, nu știa nimic, că nu s-a vorbit cu el, cum să-mi dea la pașaport așa nu. Ho, ce scandal mi-a făcut, că nu mai vreau să merg, că n-am încredere în navă, că nu știu ce. Zic, domnule, eu am încredere în navă, dar vorbiți cu omul ăla, nu se poate, domnule. În fine, după vreo două săptămâni, iarăși îmi dă telefon, iarăși mă duc acolo. Când mă duc acolo, iarăși îmi zice, ce faceți, domnule, bine că ați mai venit, i-a zis, în ce stadiu sunteți cu construcția, păi nu că trebuie să plecăm, nu că, da, zice, măi, nu s-a scris încă, se scrie la pașaport, da, nu s-a scris încă, mai scrim o filă, mai vedem, mai povestim. Și, domnule, a fost o chestie extraordinară, că în momentul ăla a sunat telefon. Domnule, parcă a fost o telepatie ceva. În momentul ăla a sunat telefon. În momentul în care a sunat telefonul, a pus mâna pe receptor. Domnule, nu exagerez cu nimic, s-a ridicat în picioare, domnule, să trăiți! Să trăiți! Și, băi, probabil că bănuiesc și eu fi spus, dar da, ce e aici? Cred că în momentul ăla a fost anunțat că voi veni și că... Da. Și da, sigur că da, ce problemă. Da. Ține telefon, du-te repede și plătește 360 de lei taxa de putare. El se ținea cu soția. Ce a fost o treabă frumoasă, că era soția unui prieten, doamna Mitea era acolo la pașapoarte, da. Și noroc că ea știa despre ce e vorba de la Nicu Petrescu și ea deja s-a apucat să se completeze, să facă cercetarea, să facă cutarea și era deja în temă despre treaba asta. Și când am primit aprobarea de la, când a zis Calciu că du-te și ea plătește taxa, deja telefonul și-a plecat cu pașaportul, domne, de acolo, cu vize pentru toate țările. De asta spun, sprijin a fost extraordinar. În momentul în care a fost pus și în temă, am avut sprijin extraordinar și n-am avut nicio opreviște, că să ne întoarcem înapoi sau chestii intrat. Unde a fost treaba? La întoarcere. Din ce punct v-ați hotărât? Unde v-ați hotărât? Deci, în momentul în care noi am fost conștient că nu se poate să facem... Până unde ați ajuns la punctul maxim? Deci, noi am ajuns să vedea de acum Pireu.
Se vedea Pireu. Trebuia să ajung să intrăm în port la Pireu. În schimb, tot timpul când am luat hotărârea că să nu mai... Cine a luat hotărârea? Teodor, el a luat hotărârea să plecăm, să ne întoarcem. Când a luat hotărârea Teodorul să ne întoarcem, el se gândi, cred că era terorizat de ideea cum dă ochii el cu toată lumea la care a zis că face ocolul lumii și trebuia să aibă un țapi spășitor. Păi cine să pună țapi spășitor? Cred nava. Nava nu-i bună, că nava nu știu ce, că nava nu știu cum. E un pericol, e un nu știu ce. Dar n-avea motive, că mergeam frumos, distracție, frumos, soare, plăcut, era o treabă extraordinară. La Cap Sulion, pe care noi n-am știut, dar într-adevăr, acolo, e un curent între două insule, unde acolo întotdeauna este furtună, este o furtună complet. Și ne-a prins și undeva pe la ora 10 noaptea. Se întunecase de acum și s-a prins acolo furtuna. Și când ne-a prins atunci, de fapt nu era furtună, era un curent dintre ăsta, între două insule și acolo, într-adevăr, erau valuri de 6 metri înălțime. Dar erau niște valuri frumoase, adică te ridicai la 6 metri, coborai jos și vedeai muntele de apă de o parte și de cealaltă, după aia iarăși te ridicai sus. Era frumos, marea liniștită, frumos, dar erau valuri de-astea. Când a văzut așa, Teodor a zis, acum e momentul și băieți, întoarceți imediat să ajungem imediat la Constanța, să ajungem repede acasă, că e pericol, că cu tare, că nu știu ce. Noi ne-am uitat unul la altul, așa, zic, bă, ce faci? Uite, să vedea de acum luminile Pireului, bă, dacă e pericol așa, hai să intrăm în port la Pireu. Și nu, acasă, cu tare. Gata, hai, am întors nava. Atunci am întors nava și am venit spre Decelada, s-a făcut deja vreo lună de zile de navigație. Dar îți dai seama, într-o lună de zile... Și am întors nava să mergem. În momentul în care am întors nava, până atunci am venit, ne dusesem așa, ață. Când am întors înapoi, a zis, hai mă, să ne oprim acum pe insule, să vizităm, dacă toți suntem, am plecat în croazieră, hai să... Și am oprit pe insule, am oprit cu tare, a fost o croazieră frumoasă, a fost... Pe bani aveți? Pe nu, dar n-am ce, dar nu... Mai vizităm, dar nu duceam și ne uitam, n-aveam ce să te duci să te așezi la vreo bere sau la ceva, n-avea nicio șansă, nu. Dar nimeni nu știa de călătoria voastră, nu lumea. Nu fusese nimeni anunțat că sunteți un românesc. Aici, în România. Nu, acolo nu știa nimeni. Cum se face de obicei, cum se face rost. Era o treabă frumoasă că în momentul în care intram într-un port, ăsta, capitanul portului, venea capitanul portului și întreba arma, când așa e, pentru că tu iacă în port, întreba armatorul la bord, mamă, le punea Teodorul când auzit că întreabă ăștia de armator. Eu eram trecut, că era nava pe numele meu. Eu era, du-te mă, că vezi că nu știu ce întreabă ăsta de tine. Ăla de ce întreba? Că dacă era armatorul la bord, să ducă și eu cu două sticle de whisky, să se ducă cu ceva, cu tare, nu știu. Noi de unde? N-aveam de unde. Și când m-a vedea ăla și tu ești armatorul? Bine, măi. Am mărut. S-a surprins. Că adevărat, asta era impresia, cine călătorea cu iactul în lume, numai oameni grei, oameni cu tare. Și într-adevăr am avut ocazia într-unul din porturi, stând în port acolo, pe loc și servind și noi, acolo serveam masa pe punte cu tare, ne filma unul și îl vedea cu camera, ne lua vedere și tot ne filma și ne verifica. Și până la urmă când l-am văzut că tu l-am invitat, nu mi-a venit și la bord, dacă văd că ți-am stârnit curiozitatea așa. A venit la bord, era elvețian tipul și ne-a zis, domnule, sunt impresionat de nava dumneavoastră. Bineînțeles, eram impresionat. Creșteia la tine. Da. Și ne-a întrebat ce expediție noi refacem. El a zis că facem vreo expediție din anul 900. Nu-și putea închipui cum
am plecat la drum fără pilot automat, fără radar, fără chestii. Nu exista iachturi dintre astea. A zis, dom'le, ce îmi place că este un iacht manufactură, făcea eu. E un iacht manufactură. Cum ați reușit, cum plecați așa? A zis, suntem niște temerari care am vrut să plecăm în pe mare, fără radar, fără loc de mare. Fără loc de mare. Care v-ați format într-o lume. Da. Și bineînțeles că am stat cu el de vorbă cu tare, nu știu ce, am mai servit. Și după aceea ne-a invitat și el pe iahtul lui. Ne-am dus pe iahtul lui. Doamne, nu mai spun. Frigider, cu toate televizor, toate condițiile, toate cu tare, nu știu ce. De dormit, de putare, super. Adică era un iaht super modern, super cu tare. Am făcut și mea comparație. Cum dormeați voi, dar era mai parcă nu mai frumos la voi, mai rustic. La noi era aventură. La noi a fost pură aventură. Aveam și vârsta de așa natură, care ne doream aventura. Și nici o secundă nu regretăm faptul că am avut ocazie să facem această ieșire. Cameramanul care a fost cu voi, cameramanul ce a filmat? Din păcate, ce era Ladis, Loții, așa îi spuneam noi, Ladis la oară, maghiar, el era de la emisiunea în limba maghiară, de la televiziune. Tot Radu Teodor l-a descoperit sau cum? Da, Radu Teodor l-a adus și a făcut, era Circumtera să numea expediția și filmul așa s-a numit Circumtera. N-a apucat să-l monteze. Neapucând să-l monteze până la Revoluție, era probabil sub formă de bobine pe undeva și s-a rătăcit și nu se mai știe. Nu s-a făcut niciun film. Am încercat noi să facem, dar faptul că nici nu putea să ne-l dea nouă, pentru că era bunul televiziunii și trebuia să fie valorificat întâi la televiziune. Și dacă n-a putut să fie valorificat, pentru că n-a fost efectiv, n-a fost montat, a rămas acolo și nu mai s-a păcat, pentru că era o dovadă extraordinară. Era o treabă extraordinară. Nu, dar era o frumusețe. Era, vă spun, am trăit niște clipe, nu mai spun, am fost soclea la persoană. Din timpul expediției, fotografiei ați făcut? Da, avem mai timp. Avem multe poze din timpul expediției. Văd că mi-ați adus aici niște poze, o să le arăt. Da, avem foarte multe. O să vedem, facem pozele astea. Avem foarte multe poze în timpul expediției. Și de asta spun, de exemplu, iarăși am trăit un episod de care n-am vrea să ne aducem aminte. La întoarcere, ne-am apropiat de... Eram la Bulgari încă, doar am depășit Varna și la cap Caliacra. Da. Eram la cap la Caliacra, noaptea, și ne-a prins furtuna. În momentul care ne-a prins furtuna, și într-adevăr a fost furtună, a fost gradul 8, 9, cam așa ceva, noi ne-am pierdut, nu știu ce s-a întâmplat, că ne-am dus, am alergat, cred că ne-am dus până în mijlocul mării, nu știu pe unde, dar... Trei zile și trei nopți a ținut furtuna, moment în care, de unde aveam vele, o să vedeți velele care era, noi am mers cu vela de furtună făcută în șantier, din pânză de velă, de un metru înălțime, cu vela aia mișcam nava, trefugea nava de zi și aia. Era furtună efectiv și asta spun, deosebirea între furtunile dintr-o mare deschisă, cum e Marea Egee, cum este Marea Mediterană, față de Marea Neagră, care este o mare închisă, furtuna se manifesta cu niște berbeci dintre ăștia, valuri mici, valuri de 2-3 metri, dar e neregulat. Buf, te zăpăcea, te putare și vă spun. Ei, 3 zile și 3 nopți am pățit am fugit de furtună. Am fugit de furtună, după aia iarăși ne-am redresat, ne-am găsit și de acum ne întorceam. Era noapte spre ora 3 dimineață, cam așa, 2-3 dimineață. Eram în jurul dreptului. Navigator, cine a fost la voi? Ăsta, Nelu Gheorghiu. Nelu Gheorghiu, da. Până la ora 3 dimineață ne trezim cu o șalupă de grăniciere a bulgarilor.
stop, mașina, stop, cutare, stop, nu știu ce. Și ăla, ce ați pățit, cu tatăl? Ce s-a întâmplat? Ce stop mașina, coborâți dreața, ca așa zic ei, la velă, coboară-ți dreața și vină după noi în portul, în portul Varna. Că avea un marinar, probabil că știe, care știa românește, ca să, probabil că avea o treabă între asta. Și că să venim în portul. Și domnule, nu putem să venim în uite, suntem după furtună, cu velele rupte, cu tare, nu știu ce zic, noi mergem spre Constanța, ne întoarcem înapoi în Constanța. Ăla nu, băi, trebuie să fie tâmpiți. Domnule, efectiv, am spus, băi, plecăm spre Constanța, uite, încolo e Constanța, ne ducem spre Constanța. Domnule, și ce ne-a făcut tâmpitul? A venit și a început să facă așa în jurul, cu în jurul șalupei și să tragă în aer, domnule, cu armamentul. Bă, când am văzut, am zis, mă, bă, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Și am zis, bă, oprim, gata, am oprit mașina și am zis, bă, stăm pe loc. Care a fost inconvenientul? Fiind după furtună și marea montată, era hulă și nu putea să vină să se apropie de noi. Dacă s-a acostat de noi, ne lămuream. Dar, bă, asta e treaba. Dar așa, ce se vorbește la distanță de 500 de metri, 200 de metri, cam așa era între noi. Și am zis, bă, stăm pe loc. Și au stat și ei lângă noi pe loc și dimineața când s-a luminat de ziua, am spus, bă, tare, uite așa, așa, e mică. Au venit mai aproape și ne-am tins o cange dintre asta mai lungă și am pus într-o sacoș și am pus pașapoartele. I-am dat pașapoartele cu cangea și s-a dus. Ori au verificat, dom'le, pașapoartele alea, probabil, a dat telefon prin radio, cu tare. Și după ce ne-a dat pașapoartele, a avut nesimțirea să ne spună, ce drum bun. Păi băi, tărbiților, ce ne-ați făcut capul mare și ne-ați scutare și nu știu ce? Deci făceau treaba aici. Dom'le, adică, nu puteți, nu pot să, dar răspund, ce stare eram noi? Da. Ce eram în starea care eram după 3 zile de furtună, după 3 zile de chin și de nenorocire? Ce gândeați în momentul ăla? Ce gândeai tu? Mai realizezi? Domnule, dar îți dai seama ce ne gândeam, ne-am gândit după aia, că dacă ăla de negreșeală împușca pe unul din noi, vă dați seama că e ca să lichideze, ne umora pe toți și dădea pe la fund. Fără discuții, ca să acopere toată treaba, îți băgat, i-a căzut... Nu știu cine, dar ce, nu mai știa cineva că suntem acolo, că am ajuns acolo, nimic. De-aia spuneam că ăla a fost un episod extraordinar de dificil. În rest, spun, toată croziera a fost o frumusețe. Toată croziera a fost o frumusețe, a fost foarte, foarte, foarte fain. Și într-adevăr, am văzut și lucruri de... Dom'le, nu mai ieșise deloc în Occident, în afară. Nu mai de vest. Da. Ieșisem la Bulgaria. Da. Și faptul că am avut ocazia să facem această ieșire cu treaba asta, și după aia, bineînțeles că... Cum ați ajuns în țară? Cine v-a ajuns? Când am ajuns în țară, mă rog, toată lumea eram nasul pe jos, că am plecat noi că să facem ocolul lumii. Bine, voi programați să ca timp, ca să ne vină... Da. Când vă programați să faci ocolul lumii? Una de zi. Una de zi. Una de zi. Aproape două luni de zi. O lună și jumătate. Și uite tot așa, vreau să spun că au venit. Da. Dar... Totuși, una peste alta a fost o realizare extraordinar de frumoasă, extraordinar. Și n-ați mai încercat după aia să mai refac? După aia eu m-am retras din această treabă pentru că m-am supărat teribil, pentru că Radu Teodoru, în momentul în care am ajuns înapoi, la toate oficialitățile și peste tot, nava este o catastrofă, nava e nenorocire, e un pericol, e o putere, ce? S-a uitat Bozeanul la el, mă uitam la mine. Da, se uită, l-a întrebat, s-a crăpat pe undeva vaporul, tabla, ceva s-a întâmplat. Nu, dar e o nenorocire, dar e o cutare, dar nu știu ce. Eu bineînțeles că m-a deranjat treaba asta, nu m-am apucat să mă cer ca auși acordul cu el acolo. L-am lăsat în pace, dar eu zic, băi, eu m-am retras din treaba asta, faceți-vă altă treabă. Și într-adevăr, ei s-au apucat, i-a prins cu, era un băiat din șantier, care era la tehnologi, s-a apucat și să construiască altă navă. Radu Teodor a vrut neapărat să plece din nou. De-aia zic, bă, faceți-vă navă și plecați.
Într-adevăr, a luat tot ce era de la, de la nava mea, catarg, cutare, nu știu ce, tot ce era de vele, de partea de vele, partea de nu știu ce, și a montat pe Ștefan Tudorel, era el, era el la tehnologi, el s-a ocupat, a construit nava, a construit cutare și de-abia după ce a construit nava cutare și într-adevăr a fost și probabil și puțin slăbit din cauza efortului care l-a depus un an de zile ca să construiește o asemenea navă într-un an de zile într-o viteză, a fost ceva și când a plecat, când au plecat, ăsta i-a fost rău, care nu știu ce, și l-a urcat pe o altă navă și l-a trimis înapoi în țară. Și au reușit să facă pe jurul lumei? Nu. Deci au ieșit, au ajuns în Mediterană, mi se pare că chiar au ieșit din, din Gibraltar, da? Din Gibraltar au ieșit, au venit, au venit înapoi. După Gibraltar s-au întors. Ce motivație s-a mai găsit? Ei chiar au avut probleme cu nava. Ei au avut probleme cu nava și au urcat-o pe un mineralier. Așa. Și au urcat-o pe mineralier și au dus-o înapoi. Și au venit înapoi. Ei chiar au avut probleme cu nava. Dar la mine când spunea că tu n-am mai ales catastrof, dar cu nava te-ai dus, cu nava te-ai tot. Dar deci, da. Ce s-a întâmplat cu Bacu cu Dege Valentin? Starea lui de nu, ce-a luat la el? Nu, a rămas la mine. Și unde era? Unde era? Deci, deci eu, nu știu, mă duc. Mai când mă puțin pe aici? Deci acum, nu, eu i-am vândut lui Nicu Voinea. Da. Și Nicu Voinea l-a vândut la cineva în Delta. Și chiar l-am întâlnit acum vreo 2 ani, 3 ani de zile, i-a lăsat doar corpul și a făcut o cabină din termopan, i-a pus motor outboard și face plimbări cu turiștii pe Delta, cu tare, nu știu ce, dar cu care există, într-adevăr, a fost făcut la meserie. Deci acum se plimbă cu lumea, cu, cu el. Și există de ceva întâi? Există. Nu știu dacă îi mai spune de ceva. Dar, nu cred că îi mai spune de ceva, dar Nicu Voina l-a vândut la ăla, că știu că s-a pomenit, la, la un moment dat l-am văzut în niște poze și chiar spunea că, uite, asta este nava cu care s-a făcut prima tentativă de plecat în, în Delta. Cu toată nereușita dumneavoastră, eu cred că a fost, poate, printre singurii români care a încercat o expediție de genul ăsta. Dacă nu da, nu, a mai fost, chiar în momentul ăla, se mai pregătea încă o expediție cu un catamaran care trebuia să plece din Tulcea și Teodorul mai mult de asta a forțat, băi, să plecăm, să plecăm, să nu plece ea înaintea noastră. Și adevărul este că noi ne-am întors și ei tot nu plecaseră. Nu plecaseră și nici ei n-au mai făcut, au, mai, au plecat până la urmă, dar tot așa. Adică, totuși, dumne, ca să faci o expediție în jurul lumii, trebuie o logistică extraordinară. Nu se poate face așa, temerar, și să mergi și faci, vedem ce acolo. Colegii din da. Echipaj, ați mai ținut legătura da, cu viață? Cu ăsta, cu Trelea Sorin, mai țin legătură, cu Aradici a murit, a mai venit după aia, a mai venit pe la noi, ne-a mai văzut, dar din săracul a murit. Cu Radu Teodoru n-am mai ținut legătură, tocmai pe motivul ăsta că prea le-a dat toate în, în navă. Dacă nava e de vină și nava e cu tare și nu știu ce. Și pe chestia asta, asta m-a lovit în orgolul meu de constructor. Zic, bă, după cu nava te-ai dus, cu nava te-ai întors. După atâția ani din județul la rece, tot ceea ce s-a întâmplat, cred eu că vaporul n-a fost de bine, altele au fost. Nu. Vaporul n-a fost pentru că, sau poate n-a recunoscut, zic și eu. Nu știu, cred că a fost un alt motiv la mijloc. Motivul, clar, motivul pentru noi a fost faptul ăsta. Ca să te întorci. Că nu am avut, nu am avut... Teama de fortuna aceea care spune... A, nu, ăla a fost motivul, ăla a fost motivul ca să ne motiveze pe noi să ne acopere adevărul, adevăratul motiv pentru care ne-am întors înapoi. De asta a fost, nu teama de furtună, că aia, că după furtuna adevărată, după aia am pățit-o la cap caliacra. 3 zile a fost furtuna, da, așa, de, ca lumea, și n-a avut nava nimica. Într-adevăr, s-au rupt, dar nu s-a răsturnat nava. Eu când am calculat nava, eu când am calculat nava, se calculează stabilitatea navei, eu am stabilit cu catargul de 13 metri adâncime, înălțime, catargul să se întoarcă la nivelul apei și în vârful catargului să am 200 de kilograme. Asta a fost calculul de stabilitate.
să pun 200 de kilograme în vârful catargului și nava totuși să întoarcă înapoi. Adică să nu se răstoarne. Ăsta era calculul de stabilitate făcut de mine. Și vă dați seama că niciodată nu ajungeam cu catargul să mă ducă la... Să mă ducă la, la. Adică eu, în primul rând, eu pentru mine și pentru toți cei care sunt pe navă, mi-am luat, am zis, bă, chiar dacă este viteză mai mică, dar avem stabilitate. Avem stabilitate și avem siguranța că ne întoarcem acasă. Ăsta a fost primordial când am construit nava. Da, gata, trebuia să stai acolo și să ții vestea de aveam. Am fost, ne-a dat din șantier, ne-a dat o plută dintre aia de salvare, pe care trăgeai o frânghie și în momentul ăla se umfla și avea acolo provizii pentru 12 persoane, cu provizii de apă, de cutare, de nu știu ce, plus o stație care dădea semnale ca să fii căutat și așa mai departe, dar am fost dotat. De-aia spun, totuși am avut. N-am avut sprijin, v-am spus, în primul rând, din punct de vedere financiar. Primul rând. Logistic, da, punctele bune și punctele rele acestei expediții. Ați văzut pe alea rele prima dată. Deci pe alea rele v-am spus, în primul rând a fost această treabă cu banii. În al doilea rând am fost prost organizați, din lipsă de experiență. Deci noi aveam două tancuri de apă. Așa mi-au cerut. Băi, John, îmi faci două tancuri de apă, să am 2 tone rezervă de apă. Zic, băi, traversăm Atlanticul cu tare, și să am apă. Și noi ne-am apucat ca tâmpiții și am umplut 2 tone de apă aici, la Olteniță. Și am plecat cu 2 tone de balast, de efectiv. Asta a fost o chestie care n-a fost... Dar nimeni n-avea curajul să-l contrazică pe Teodor. Bă, dacă Teodor a zis așa, gata, nu mai e. Lasă-l, bă, dacă a zis om așa, să umplem cu apă, umplem cu apă, dă-l dracu. Și am plecat cu 2 tone de apă. Balas, după aia să vă uita cum merge în apa încetul pe cutare. Dacă noi stăm cu 2 tone de apă acolo. Am avut și 2 tone de motorină. Nu zic cum. Dar motorina, bă, ne trebuie. Bă, motorina o luăm. Cu toate că trebuia să ne dăm seama că primul lucru când am acostat... Aveați și vene. Când am acostat... Păi nu, noi mergeam cu vene, sigur că da. Când am acostat la o navă de la... o navă care ne-a luat la cravată, primul lucru a zis, bă, motorină aveți nevoie? Păi ce ai, dați-mi și nevoie. Am mai completat rezervoare, plus a zis, bă, numai atâta, că îți dai seama ce înseamnă, o vapor de... Da. Și ne-a dat vreo 2 butoare de motorină și ne-am pus acolo pe punte și aveam motorină să ne punem și în cap. Deci problema a fost că, într-adevăr, am plecat cu balast. A doua treabă a fost busola. Busola a fost ceva de coșmar. La un moment dat ne derutasem așa, nu mai știam unde suntem, domne, nu puteam să calculăm punctul, unde suntem, suntem mai acolo, mai încoace. Când ne-am întors înapoi, nu reușeam să ne aducem, să nimerim Izmirul. N-am reușit după hartă, dita mai orașul, domne, dita mai portul, n-am reușit să nimerim. Zic, hai mai departe, vedem noi ce o mă întâlnim. Deci asta a fost a doua treabă cu busola. Nu poți să pleci așa. Bine, acum că n-am avut radar, că n-am avut GPS, că n-am avut... De astea tehnice. Astea erau... Cu râul de mare, cum poate spune? Cu râul de mare am avut o zi și jumătate, într-adevăr, ne-a dat toți cap. Da, toți am avut. Da. Dar după aia, efectiv, când m-am întors înapoi, când ne-am întors înapoi, după 2 luni de zile de mers pe mare, țin minte că așa cum am ajuns acasă, m-am culcat după masă și după aia pe la 6-7 m-am sculat. Dom'le, când m-am sculat, uite, mergeam așa din obișnuit ca să fie țin echilibru, ziceam că sunt totuși pe mare. Și uite așa mergeam, zice că se intrase în reflex. Exact, da. A fost, și punctele bune ale expediției? Punctele bune a fost faptul că noi la timpul ăla nici nu ne gândeam, deci treaba asta s-a întâmplat în 87, nu ne gândeam noi că avem ocazie să vedem atâtea țări, să vedem, să facem această plimbare cu iahtul. Deci pentru tineretul din ziua de astăzi se pare ce mare lucru ce că am fost cu iahtul pe... Că ei fac condițiile de atunci. Însă atunci când noi ieșeam până la Bulgar și ziceam că am fost în străinătate,
dai seama. Deci, pe foarte multă lume din Olterița, au gândit faptul cum de vi s-a dat aprobarea să plecați pe vremurile alea, când mureau oameni împușcați la graniță, numai că s-au trecut graniță și voi să plecați liberi, să plecați liberi pe mare și 6 persoane. Asta a fost realizarea lui Teodor. Într-adevăr, el a... Deci avea relații mari cu securitate. Da, el a deci fost... el, a, după mine, a fost cel care ținea legătura cu securitate. Da, da, da. A fost garanția securității că... A, așa, când, că chiar vreau să povestesc treaba asta, că la un moment dat, de azi zic că avea vreo chestie, vreo parolă, că în momentul în care am acostat în Istanbul, la întoarcerea în Istanbul, acum să vizităm și noi. Da? Și am în Istanbul nu ne-am permis să acostăm, cam ne-am prevăzut să stăm și noi vreo 2-3 zile în Istanbul, să vedem și noi Istanbul, să vedem și ce. Însă nu ne-am permis să ne ducem în portul de iahtă. Că ți-am spus, acolo costa $2 pe oră, îți dai seama, se ducea toți banii în prâu. Și atunci ne-am dus în portul de la Marmara, de la Piața de Pește. De la Piața de Pește. Ei, acolo ne-a spus, ne-a tras atenția toată lumea, zice, voi aveți grijă aici, nu lăsați nava singură. Zice, bine, da, gata, hai că ne împărțim. Și într-adevăr, cum au fost, eram 6 inși, ai zis, bă, au plecat 4 inși să viziteze Istanbulul, eu cu Teodorul am rămas pe navă. După 2-3 ore, 4 ore, cam așa, au venit băieții la navă și a zis, hai, John, așa îmi zicea mie, John, hai să mergem și noi să vedem la Istanbul. Hai, am mers împreună cu el și ne-am plimbat, s-a făcut și ora 4-5, cam așa după amiază, la care el se plictisește, băi, John, eu am mai văzut asta, o tare, eu mă duc la navă, tu te duci, te mai uiți și tu pe aici, cu tare, nu știu. Bine, și am rămas să mă plimb. Ei, domnule, m-a furat și peisajul, m-a furat și cutare. Am ajuns la navă pe la ora 7-8, acum să întuneric. Teodorul, mamă, când m-a văzut, a început să facă, să urle, că ai vrut să fugi, că ai vrut să cutare. Zic, domnul, de asta, cum adică să fug? Sunt aici. Ce? Că tu n-ai fost la emigrare, ai fost la... Măi, domnul, n-am fost, domnule, la nicio emigrare. Am venit, păi cum, nava aia mea, zic, cum eu plecam în lume, vă lăsam nava, care-i treaba? Nu, dar nu vă dați seama că e absurd. Ei, a făcut foarte, cred că aia a fost când i-am luat și ultima speranță lui Teodoro de a justifica faptul că nu s-a mai făcut expediția și domnul a fugit armatorul de la nava, a cerut azil politic și putere. El la asta se frământa, se gândea cum justifică el faptul că n-a mai făcut circumtera după aceea. Eu cred că el a făcut garanția acestei expediții. Da, și el probabil s-a speriat, zic, băi frate, zic, ce face, a rămas fără asta, astea, zic, acum dau eu explicații că a rămas ăsta acolo cu tare. A avut probabil un șoc cu treaba asta. Deci ăsta iarăși a fost un episod care s-a întâmplat. Dar totuși, una peste alta, ți-am spus, expediția asta a fost faptul și faptul că am ce povesti și am ce povesti păi și da, copii da, și copii. A fost o chestie foarte, foarte frumoasă care m-a marcat, într-adevăr, pe tot. Ai mai face treaba asta acum la vârsta? Absolut, absolut aș face-o. Dar bineînțeles, cu o navă super dotată, acum știi cum ar trebui să existe. Să fie odată o navă dotată și, într-adevăr, îți trebuie bani cum trebuie. Milioane de euro trebuie să acum... Ce? Nu există, domnule. În primul rând, într-adevăr, o navă așa, o navă dotată te costă câteva milioane de euro. Pe vremea s-a făcut cu bani puțin. Da. Atunci, da, s-a făcut cu bani, dar n-a fost dotată cum trebuie. Adică ea a fost construită, dar n-a avut dotările necesare. N-a avut dotările necesare. Dar a trebuit cumpărat în valută. Sigur că da. Nu, dar și putea să se gândească. Nu puteam, ce? Nu puteam să luăm un radar de aici. Eram așa de rânava. Nu putea să se luăm un radar. Sigur că da. Chiar cred că trebuia. Ne putea, da. Dar uite, nu ne-am gândit la niște chestii. Trazi eu și o face cât mai simplu, cât mai cutare. Dar asta trebuia să gândească Teodor. Să luăm un radar, să... Luăm, ai pilot automat, zic că nu aveam nevoie, că aveam, eram 6 inși și noi făceam carturi de câte 3 ore, câte 2.
2 inci cartul de 3 ore, deci ne vedea din 6 în 6 ore, intrai de cart. Intrai de cart. De cart. Și stăteai greu, zi, noapte, asta e rar, te sculai la ora 2, noaptea, când îți venea rândul, te sculai, stăteai 3 ore de cart. Dar nu ne plângeam, era într-adevăr, era frumos, mai ales ne-a impresionat apusul de soare. Erau extraordinar de frumoase când vedeai când intră soarele în mare, când vedeai luna. Iarăși frumos, eram însoțiți de delfini. Delfinii căutau joacă, se răsărea pe lângă. Și vedem noi pe Discovery, exact, ziua de astăzi, voia străi pe film. Era foarte, foarte frumos, da. Domnule Geles, da. Eu ce să zic, am căutat să aduc în memoria oltenicienilor și nu numai oltenicienilor, aventura dumneavoastră. Pentru că se uitase. Mulțumesc frumos pentru treaba asta. Haideți să mai spunem o dată, când ați plecat, la ce dată ați plecat din Oltenița? Deci în iulie, nu mai țin minte data exactă, și ne-am întors după aproape 2 luni de zile. În anul? 1987. Deci dragilor, da. În 1987, deci pe vreme de plin comunism, un vas românesc a reușit să iasă în lumea liberă, cum se zice, exact. Și nu puțin câte a fost, 6. 6, 6 persoane. Au reușit să plece. A fost vorbă mare în toată România, vă spun eu atunci, la cei care știau treaba asta, dar ar fi fost un lucru, cred că și pentru organele de partid și de stat, de mare fală, dacă expediția voastră se termina cu bine. Revista Flacăr a scos câteva episoade și țineam legătură cu noi și ne spunea itinerariul unde suntem. Am ajuns în cutare. Păcat că nu au rămas imagini filmate, pentru că fotografiile sunt fotografii. O să publicăm noi pe site. Avem aici fotografii aduse de către domnul Geles. Și o să punem multe din poze astea, o să le găsiți pe site când veți vedea filmul. Eu vreau să vă mulțumesc, domnule Geles, pentru amabilitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Și vă doresc. V-ați făcut timp pentru noi. Cum să spun, vă doresc să mai prindeți o expediție. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc frumos. Da.